astăzi echipa... Fiindcă astăzi echipa noastră... Fiindcă astăzi echipa muzicală a concernului și a trustului nostru Compact Media a filmat noi proiecte cu Țancă, m-am gândit și eu să-i luăm un scurt interviu și să punem câteva întrebări... Țancă Ungureanu? Salut, Țancă, ce poți să ne spui despre proiectele de astăzi? Te salut, pot să spun că am fost foarte mulțumit. Sunt niște proiecte care erau în colaborare cu prietenul meu, Marian, Compact Media, și sperăm să fie pe placul tuturor. Ele sunt asistentele noastre, să spunem, care sunt alături de noi de fiecare dată. Și zbăr-măr! Și sperăm să placă la toată lumea ceea ce am făcut noi astăzi. Că urmează să pleci în Statele Unite. Poți să te întreb care e motivul călătoriei tale acolo? Motivul călătoriei este că sunt așteptat acolo de către oameni și că sunt foarte multe evenimente acolo care trebuie să cânt și pe lângă asta acolo sunt legile astea care sunt deschise. Deci poți să faci mai ce vrei. E o viață normală. Poți să joci la casino, lasă vrăjeala, că abia aștept să bagi zi, în blackjack. Zi, ce vrei, zi, ajută-mă. Da, asta zic. Vin cu tine la blackjack. Da, poți să joci la casino, aici nu poți să joci. Am înțeles. Datorită din pricina pandemiei, de fapt, da, exact. Așa sunt anumite restricții. Ce anume? Nu vă supărați. Te duceam la hân, te duceam la mie. Am înțeles. Ce m-ar mai interesa pe mine și cred că și pe voi vă interesează să aflați este că Țancă a cântat inițial Manele, după care a trecut la Trapanele și eu voiam să te întreb, eu ca ascultător, pe tine ca mare artist, care este de fapt diferența, except în linia melodică, între Manea și Trapanea? Diferența ar fi că Maneaua nu mai este cum era odată. Pe timpurile alea, Manelele erau acceptate așa cum erau ele. Acum nu prea mai sunt acceptate așa cum erau în anii trecuți. Acum s-a combinat un pic trapul cu Maneaua și a devenit Trapanea și acum eu cred că este mai ok. Deci, cu alte cuvinte, o Manea modernă. Datorită acestui fapt, au devenit foarte mulți neascultători de Manele să fie ascultători de Manele. Am fost locul întâi la școală, școala vieții, școala vieții, la orele de brăjeală, da, 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 da. Spre ce te vei axa? Spre Trapanea sau Manea sau vei crea o nouă formă a Manelei? Eu mă voi axa cum am fost axat de fiecare dată și toată viața de când cânt eu, pe toate genurile. Nu m-am axat pe un anume gen muzical. Și Trapanea și Doine și Jocuri și orice, orice. Începe astfel de întrebare, domnul. Ideea este în felul următor, stimabilă domnișoară sau doamnă, încă nu vă cunosc statutul. Problema se pune în felul următor. Cum? Atât de crăcărată ești în fața. Nicio problemă. Lăsați-mă, vă rog, să-mi continui ideea. Ideea e în felul următor. Cum un artist apreciază muzica frumoasă, un ascultător apreciază muzica frumoasă, indiferent de gen, mai vedem ceva frumos pe scenă. Și te-aș ruga să ne spui cum trebuie să fie fetele cu care filmezi în clipul. Cât mai sexy. Și cum pot ajunge să filmeze cu tine fete? Să fie sexy. Și mai mult de atât, nimic? Cât mai sexy. Da, da, da. La ora de șmecherie, tot pe loc unde se știe, cea mai dulce meserie. Foarte multe piese diferite, pentru că eu îmi doresc foarte mult ca fiecare zonă a României să fie împăcată. Unul ascultă genul ăla, unul ascultă genul ăla, deci nu poate să fie doar un gen pe placul tuturor. De-aia am ales să scot câte o piesă din fiecare părticică a țării. Ce se ascultă ca să fie împăcată toată lumea.
Vă mulțumesc. Deci un artist trebuie să fie versatil, să se adapteze tuturor maselor care îl ascultă. Așadar, noi îți mulțumim foarte frumos, îți dorim să ai o călătorie plăcută și cât mai mult succes. Și eu vă mulțumesc și sper să ne revedem. Am fost locul